Haideți să vedem dacă o să avem conexiune, că suntem în ploaie și în drum. Dragi prieteni, în câteva clipe vă explic ce se întâmplă la vama Leușeni. Despre incompetență sau rea voință ale guvernării. Fiți alături ca să înțelegeți ce se întâmplă și cum nu este gestionat absolut deloc traficul de la frontieră. Trebuie să stai în rând, că altfel ești pe contrasens. Haideți să mergem până la vamă. De aici până la vamă sunt probabil peste 10 km. Mi-arată că sunt 11-12 km. Dar vreau să vă arăt o chestie, dar să fiți foarte atenți, vedeți? La cisternele astea mari. Fiți atenți câte cisterne sunt și să fiți atenți. Cam să vă spun cu ce sunt cisternele în mare parte și o să vă explic schimbările care s-au produs de dimineață la traversarea camioanelor peste hotarul Republicii Moldova. M-au contactat câțiva din șoferii care stau 3, 4, 5, 7, 8, 9 zile în rând. Am văzut declarația transportatorilor care sunt foarte nemulțumiți. 4 șoferi de camioane astăzi dimineața au fost amendați cu 3, 6, 9.000 de lei dintre cei care transportă marfă perisabilă, fructe, mere, struguri. Ca să înțelegeți că până acum cele cu marfă perisabilă aveau prioritate. Camioanele care transportă cisternele goale trebuiau să meargă pe la... Și iată acum, uitați-vă. Acum eu merg pe contrasens, că altă variantă nu-i, ca să mă apropii de vamă. Iar mașinile care vin din sens opus, acum n-ai cum, se formează ambutiaj. Și dacă vine un camion mare sau un autocar cu călători, gata, s-o paralizat. Pentru că nici marcajul rutier care ar putea să fie, și aici v-aș spune, dar la urmă, soluțiile. Dar continui cu șoferii de camioane care au fost amendați de dimineață, și impuși să stea în rând cu camioanele astea goale, multe dintre ele pline, în rând 3-4 zile. Vedeți, toate astea refrigeratori cu numere moldovenești sunt cu marfă perisabile. Fructele noastre, despre care vorbea și miniștrii noștri tare mândri că noi am exportat foarte multe prune anul ăsta. Amenzile care le-au primit azi dimineață șoferii au înțeles că s-au schimbat regulile. Vedeți? Fiți atenți. Camioane care transportă ceva în cisterne. Ideea că până acum producătorii noștri aveau un suport, puteau să treacă mai ușor dacă aveau marfă perisabilă. De astăzi, toate camioanele, că ești cu cisternă, că ești cu golul, că ești cu plinul, toți stau în rând. Pe mine m-au sunat oamenii de la Leușeni, din satul Leușeni. Și s-au plâns că nu mai pot rezista pentru că camioanele trec prin satul Leușeni și le distrug casele. Lipsa reacției în general a autorităților dă de bănuit că băieții ăștia nici n-au habar ce se întâmplă la vamă sau n-au idei și soluții să propună. Nici măcar nu discută public. Asta înseamnă că nu doar șoferii au pierderi, nu doar transportatorii au pierderi, dar și cei care produc, cresc. Ia uitați-vă cât am mers noi să ajungem abia la intersecția care vine de la Hâncești. Aici se vede o mașină de poliție. Și din nou poliția este pusă în situația să amendeze camioanele și șoferii pentru nu știu care reguli inventate din mărți. Așa e când au trimis transportatorii și când s-au plâns transportatorii. Când au venit fermierii, tot poliția au venit să amendeze, să fugărească. Astăzi, în loc... Guvernul, prim-ministru să caute soluții pentru camioane, pentru transport, pentru fermierii noștri intrați în dificultate, îi amendează. Aici sunt cele două stații și voi știți foarte bine cei care, ia uitați-vă, până la Leușeni, încă 9 km, de aici încă 9 km. Ăstea-s echipajul de poliție, s-ar putea să mă dau jos să întreb dacă ei pun amenzi. Da? Aici e încă un polițist. Dar o să merg până la urmă să vă explic în ce constă șmecheria pe care au făcut-o în ultimele zile guvernarea noastră.
Ca să înțelegeți foarte bine, voi știți foarte bine că infrastructura noastră lucrează pentru corporațiile mari și acum, după începutul războiului, pentru Ucraina. Vreau să vă spun că multe din camioanele cu ulei, sute de camioane care sunt, vin tot de la cei care produc la noi ulei. Și ei s-au înțeles cu guvernarea să le ofere facilități să treacă mai repede, pentru că băieții fac comerț. Ei interesează să-și poată realiza ulei și al care îl cumpără din Ucraina marfă, floarea soarelui, și aici fac ulei și export ulei. Ia uitați, toate camioanele astea sunt cu ulei. Și ca să nu stie ei mai multe țări, o să lasă stăi și așa cu marfă perisabilă. Eu nu mai vorbesc de soluțiile pe care trebuia să identifice, vedeți? Ne întâlnim pe contrasens cu transportul. Ce poți face? Ăștia de 2 ani de zile de când e problema, de când s-a început războiul, aici, pe Toloaca, aici, sau în altă parte, n-au identificat o platformă. Dar să știți, acolo, lângă Vama Leușeni, este o platformă care trebuia să fie parcare. Și nu s-a mai terminat. O investit în ea și nu a mai terminat-o. Ca o parte din camioane să fie repartizate acolo, să nu meargă prin sat, să nu le distrugă casele, vă închipuiți-vă că în 2 ani de zile ăștia n-au putut să reglementeze ca prin satul Leușeni să nu treacă camioanele. Oamenii iesă la protest. Le-am promis că atunci când o să iasă toți din sat, o să vin și eu. Prim-ministru, în loc să găsească soluții împreună cu ministrii lor, ca prin sat să poată trece, de exemplu, ca autocarele cu călători, să treacă mașinile mici, că aici dacă pornești cineva cu zdăi în spate, cu ieșit cineva și nu îi permite, uitați-vă, camion gol, tot stau în rând. Atunci închipuiți-vă că aici se formează un ambutiaj și nimeni nu poate să treacă. Închipuiți-vă cât are de suferit economia noastră, așa cum este ea nenorocită, din cauza acestor, că, vedeți, acestor incapacități de administrare a statului. Și nu-i problema că... E problema că ăștia nu iese din birouri să caute soluții. E cel mai ușor să dai vina, să faci declarații la Chișinău, că ăștia sunt răi, că așa ies. Dar să caut soluții. Un marcaj elementar. Să faci un marcaj cu galben în care să poți camioanele la distanță de 4-5 camioane să fie un buzunar în care să poți să intri atunci când te întâlnești cu o mașină pe contrasens. Asta, pentru asta trebuie fonduri europene. Dar aici are de suferit din nou producătorul nostru. Eu am vorbit cu șoferii de camioane, m-au sunat mai mult șoferi de camioane. E extrem de supărați pentru că stau în rând. Dar închipuiți-vă oamenii care se ocupă cu transportarea mărfurilor, cei care au companii, care este randamentul unui camion dacă tu trebuie să stai o săptămână pe sens la ieșire din Republică și o săptămână la intrare în Republică. Nu mai bine închizi compania și ai plecat în România și îți faci transportul din România în Germania, în Franța, Austria. Randamentul este zero. Băieții sunt în faliment. Mulți închid și pleacă. Iată, asta înseamnă locurile de muncă. Mulți din cunoscuții mei care aveau companii de camioane au închis și au plecat la Iași, au plecat în România. Nu mai vor să aibă treabă cu Republica asta bananieră. Cei care strâng în gura mare că au nevoie de hotar. Cât o să piardă agenții economici, cât o să piardă fermierii, pentru că aici, iată, aia că asta e cu marfă perisabilă, cu numere moldomenești. Stă în rând. Eu acum vă spun că am experiență și am lucrat în domeniul comerțului cu fructe. Tu când ai un contract cu rețeaua de supermarkete, pe tine nu te așteaptă o săptămână marfa, tu trebuia să fii la timp, ți-o dat 24 de ore, în 24 de ore sau 48 de ore trebuia să fii cu marfa în depozit. Altfel vin penalități. De asta oamenii și așa stau cu depozitele pline și n-au ce faci cu marfa. Au de pierdut exportatorii și ei nu mai vor să lege cu marfa din Republica Moldova. E mai ușor să te duci să o iei, să cumperi marfa din Macedonia, din Serbia și să o aduci înapoi în România dacă ai contracte decât stai. Dar eu vă spun, vedeți cisternele. Dimineața erau și mai multe cisterne. Iată, cisternele, vă spun eu, multe din cisterne sunt cele ale corporației unice care au pus mâna pe tot monopolul de Republica Moldova. În parte și ea fac export de cereale prin portul Giurgiulești și fermierii noștri n-au acces. Dar aici, vedeți, cu numere moldovenești. Asta e tătă, e ulei. Tăt este ulei. Iată, uitați-vă. Ulei în mare parte, ulei. Băieții pur și simplu fac business
și nu interesează că mai falimentează niște producători de fructe. Am o întrebare a mea pentru cei care au modificat iar regulile de traversare și de staționare în rând. Voi și ne apărați pe cei care mai produc niște fructe și legume în Republica asta și caută să le exporte, sau voi iar sunteți de partea monopoliștilor care produc 90% din ulei și pur și simplu au un venit de 1 miliard pe an, numai de la companii de ulei. Numere moldovnești cu cisterne. Eu întreb guvernarea asta, voi mai aveți să nu administrați sub nicio formă statul ăsta? Cât au de pierdut? Ia uitați-vă, noi ne întâlnim și aici Ghinic a lăsat șoferii încă loc. Și iar sarcina revine pe umerii poliției care trebuie să vină să amendeze. Amenzele nu sunt soluții de rezolvare a problemei de transport. Aici are de pierdut economia, au de pierdut fermierii care mai au niște fructe la depozit, au de pierdut exportatorii care nu-și onorează contractele, au de pierdut toți, pentru că ăștia nu-i duci cap să administreze. Parcă o perioadă să mai terminase cu ambuteiajele astea și parcă reglementase, e o parte să treacă pe la oancea și ei cu cisternele goale. Ce s-a întâmplat între timp? Iarăși s-a schimbat. Și asta s-a schimbat de acolo, de la 1 decembrie. Ați văzut câți kilometri avem? Dar cine să iasă? Prim-ministru să iasă, să vină la vamă, să vadă ce se întâmplă? Nu o să vină. Ministrul ăla aibă face și declarații că lui e bine. Noi înțelegem că impasul cu integrarea europeană abia urmează. 14-15 o să vedeți. Austrieșii deja ne-au spus-o, ungurii ne-au spus-o. Am o întrebare, ia uitați-vă, iată aici unde se diferești dacă te întâlnești cu cineva. Iată aici este gard pe partea stângă și aici sunt camioanele. Cam mai aproape de mamă sunt indicații unde se poate să nu se oprească. Fac semne. Eu chiar vreau să vedeți, pentru că în studiourile de televiziune, acum la ora asta, la TV8, la Jurnal, la TVR, o să cânte cât e de bine cu reformele. Am îndeplinit 96% din condiționalitățile Uniunii Europene. Suntem absolut pregătiți să ne integrăm, dar dacă nu ne integrăm acum, o să ne integrăm la primăvară, dacă nu la primăvară, la toamnă. E încă o dată pentru toți cei care au capi umeri. Haideți să scoatem hotarul de pe prut și am terminat-o cu bătaia asta de joc. Cine are nevoie de hotarul ăsta? Aici avem de pierdut toți. Uitați-vă câți kilometri de coadă, de camioane, fructe, marfă perisabilă. Ce fel de economie care stă o săptămână la trecere? Toată Europa n-are hotare. Deși a noștri nu negociază subvenții, subsidii, ajutori din partea Uniunii Europene, dacă totuși susținem și suntem de partea civilizației, deși fermierii noștri nu beneficiază de suport din partea europenilor, deși transportatorii care au beneficiat în toată Europa pentru problemele care le au cu, deși fermierii europeni toți au suport, deși noi n-am negociat, deși ministrul nostru nu a plecat la Bruxelles să negocieze, noi am creat coridor pentru marfa ucrainească, dar noi nu putem să falimentăm statul Republica Moldova. Dar oamenii ăștia, e ca aici este sat. Pe aici treceau camioanele. Vedeți? Așa mă conving încă o dată că tot ăștia care au făcut bani anii ăștia, ultimii ani, acu tot ei fac bani. Restul, fermierii și alții, cum o falimentați, falimenteze până la urmă. Știți câți șoferi de camioane m-au sunat numai astăzi? Domnul Vasile, faceți un apel către autorități, poate să trezești prim-ministru. Poate trezești ministrul Alaiba, ministrul Andrei Spânu a transporturilor. Băi, nu pot face o parcare regulată aici ca să poată să staționeze toți. Ei măcar atâta nu-i duci cap să facă. Am deja 7-8 km. Iată de cât facem discuții inutile în studiourile de la televiziuni, de la TV8. Eu nu știu cine e la TV8 sau la un Jurnal, dar iar o să fie demagogie curată. Dați-le soluții la băieții care au
camioane care stă șofer o săptămână, și salariul să-i oferi la un șofer de camion? Spuneți-mi la transportator și ala, și salariul să-i oferi? Spuneți-mi, ca șoferul să nu pleci să lucreze pe camion în România sau în Franța sau în Germania, cum să-l motivezi să rămâi acasă? Dacă tu nu-i poți oferi salariu, că el a stat două săptămâni numai la intrare și la ieșire din țară. Sau băieții care au depozitele pline cu fructe și cu legume și de astăzi trebuie să stăi în rând. Ia uite cum stau. Stau în rând. Scriți voi dacă nu știți soluții. Eu n-am văzut să caut soluții pe băieții ăștia care conduc Republica. Chiar să nu administrez deloc cu treburile statului, vă încredințați majoritate parlamentară, aveți tot ce vă trebuie. Mai aveți să vă jăluiți, să vă plângeți. Vorbiți cu românii, vorbiți cu prim-ministrul României. Nu mă majorați numărul. Oricum Austria v-a trimis la păscut buboșii și pe noi și pe români. Schengen. Cineva face și bani pe seama dezastrului din Europa. Cineva trebuie să falimenteze. Și fermieri, și camioane, și transportatori, și satul Leușeni care se răschește și nimeni nu a venit să spună, băi, haideți să avem grijă, poate regulăm, poate dăm, poate întoarcem, poate... Ați văzut cât avem? 20 minute de mers. Ăsta e rândul comun. Ați văzut cineva să meargă în afară? Nu. Eu am stau intenționat să vă arăt că nimeni, chiar dacă e perisabil, nu iese din rând și nu merge. Că-i gol, că-i cu fructe, că-i cu legume, că-i cu sămânță, că-i cu ulei, că-i cu motorină. Dacă ăsta e după motorină, ăsta nu-i după motorină, ăsta nu-i după motorină. 3 la rând, 4 la rând, 5 camioane cu ulei. Vă spun eu din prima sursă, ulei moldovenesc. Iată așa e, băieți. Drumurile naționale sunt folosite de șmecherii cu miliarde, vămile sunt folosite de ei, portul este folosit de ei. În același timp, Andrei Spânu iese cu nonșalant, spune, dar noi analizăm cum să dăm aeroportul în concesiune, dar la și dracu l-ați întors înapoi dacă vreți să-l dați iar. Și iată, până în vamă, ați văzut cât am mers. Ne aprind lumina. Mie îmi pare rău că noi, în loc să abordăm subiecte importante pentru stimați cetățeni, cum să mai vorbim cu băieții ăștia care conduc Republica Moldova? Spuneți-ne voi, poate știți mai bine. Băi, ei nu vor să lucreze deloc, ei nu caut soluții, ei nu se duc în România, ei nu se întâlnesc cu autoritățile române, ei nu caută suport și ajutor la europeni. Ei falimentează ramurul cu ramurul, ei falimentează fermierii, ei falimentează medicina, comasează spitale, ei se rățoiesc și dau indicații la, cum spunem noi, la judecători, că judecătorii sunt corupți. Ei fac declarații că la dâșii tot în regulă, că ei se integrează. Dar noi falimentăm, statul ăsta falimentează zi de zi de zi de zi. Zi de zi. Spuneți-mi, unde e Mr. Alaiba care face acum legea bugetului împreună cu alți miniștri și cu Parlamentul? Voi de ce aveți de gând să strângeți bani? Ori iar îmblați împrumutați în toată Europa bani? Voi distrugeți sectorul real aici, transportatorii, 1. Fermierii, producătorii, 2. Nu mai vorbim de cei de legume. Crescătorii de cereale, de legume, 3. Voi cu cine, pe cine susțineți aici? Retail-ul, supermarketele, băncile străine care au pus mâna pe... Care-i planul vostru de țară? Băi, dacă voi nu aveți un plan de țară, voi știți că integrarea o să vă dă un șut în fund acum pe 14 și pe 15 și la primăvară deja prim-ministru a spus că e clar că nu o să fie. Dar poate încercați să spuneți societății că mai avem un drum pentru a ajunge membri a UE. Spuneți-le sincer, moldovenilor, haideți scoatem hotarul de pe prut. Știți ce o să piardă? O să piardă 100 de deputați. Nu o să mai avem 100 de deputați la Chișinău pe care îi hrănim ilegal, imoral. Nu o să mai avem 15 miniștri care au salarii nesâmțite. Și nu o să avem un hotar care ne obstrucționează și ne distruge viitorul. Ne distruge economia totală.
Atât avem de pierdut. Haideți să discutăm, doamna președinte Maia Sandu. Așteptăm pe data de 16-17 și public spuneți. N-avem alternativă noi. Asta e unica alternativă, unirea cu România. Terminați-o cu bătaia de joc. Nu ne apără nimeni, securitatea n-avem. Oricare faci ce vrei el aici. Mă uit, îmblă FSB-ul și se întâlnește. Ați văzut, Ivan Ceban se pregătește de funcția de președinte după ce a luat primăria. Uitați-vă la Dodon. Dodon, în general, a trecut la fraza frați români. El înțelege foarte bine că următorul mandat de președinte îl poate câștiga numai dacă nu e împotriva României și a Europei. Și-a văzut că modelul ăsta a mers la Ivan Ceban. Și Ivan Ceban, care are înțelegere cu pasul, a demonstrat că poți să-i învârtești din nas pe proștii ăștia, că ei oricum nu înțeleg. Noi și așteptăm următoarele alegeri să ne bucurăm că avem o guvernare de stânga, prorusă. Și așteptăm, eu asta vă întreb. Voi sunteți în faliment, voi nu aveți bani pentru salarii, pentru pensii, aveți o gaură bugetară de 20 miliarde. Cât ne prostiți? Și aveți, voi nu puteți să gestionați un flux de camioane, băieței. Miniștri întregi, miniștri, șefi, vamă. Voi nu puteți să gestionați, voi îi puneți pe polițiști să vină să amendeze. Amenzele nu rezolvă problema. Omul și ala care are camioane pline cu fructe și are contracte cu supermarketele, omul ăsta are pierderi. El trebuie să plătească penalizări în România. El nu poate să aștepte o săptămână camionul cu fructe. Ba mai mult vă spun, cei care nu știți, camioanele astea și fructele perisabile netratate, pe termen scurt, pot să stea în camion, în refrigerator, 3 suci. Mai departe, trebuie prelucrat special cu substanță special, cu gaz special pentru călătorii mai lungi. Nimeni nu-și poate permite că este să cheltuiele în plus. Dar noi nu putem să ajungem până la București 500 de kilometri într-o săptămână mergem, măi. Despre ce business, cine să facă business în țara asta, măi? Șalaiba ies și spune că avem creștere economică. Noi facem avânt economic. Ăsta alt cu cireavă, cum îi spune? El spune că avem creștere de 14% în 2022. Băi, creșterile astea sunt capul vostru numai. Veniți la vamă. Veniți la vamă mâine dimineață. Veniți la vamă, vorbiți cu oamenii, explicați-le, cătați soluții. Nu faceți declarații numai. Eu nu înțeleg, eu și trebuie să vă mai fac, și vă spun. Trimiteți-le video-ul ăsta în privat. Eu înțeleg că nu le convine, nu le place. Dar asta e rolul opoziției extraparlamentare, să vă arăți problemele și împreună cu societatea, credeți-mă că sunt soluții. Iată aici voi ați pornit să faceți o parcare, să vă arăt, v-am filmat o dată trecută. Ați băgat un pumn de bani și ați abandonat-o. De ce n-ați dus-o până la capăt? Aici era o parcare bună, făceți o selecție, o sortare, tichetare, ai intrat, ai ieșit, te-ai dus, mai ales cu fructe perisabile, în câteva ore trebuie să fii în partea cealaltă. Nu inventezi nimic. Totul inventat pe la mine. Gestionați. Și asta nu e că noi în fermieri vă bloca vămile. Nici nu au blocat nimic vămile. Și voi nu știți să gestionați. Dar să mai vin încă două tractoare aici la Leușeni, două la Cahul. Ce ați făcut? Voi îi supărați pe toți. Pe profesori i-ați supărat, pe medici supărați, pe fermieri i-ați supărat. Pe combatanți i-ați scos în stradă că le-ați anulat privilegiile. Spuneți-mi, vă rog, voi numai pe cine n-ați supărat? Știți pe cine n-ați supărat? Pe Dodon nu l-ați supărat. Pe Andronache, pe Țuțu, pe Damir, pe cei care au furat statul ăsta, pe voi nu i-ați supărat. Ia ca pe cei nu i-ați supărat. Dar pe restul, pe toți i-ați supărat. Și nu vreți să lucrați. În stare să gestioneze ceva. Noi vrem unire, doar România vre. Vreau. Credeți-mă, în România 75% vor unire. Dar dacă suntem un stat falimentar, eu, de exemplu, mâine europeni o să zic că nu vă mai dăm bani. Și faceți, mă, voi pensiile astea nenorocite nu le puteți plăti. Voi niște salarii amărâte aveți de 8.000 la polițiști și la educatori și nu le puteți plăti. Voi și vreți să ne spuneți? Că voi sunteți în stare de ceva? Mă sună lumea, dar eu le spun, mă, băieți, avem... Ce să vă spun? Avem administrație, minister, guvern. Eu sunt direct, vorbesc cu... Domnul Vasile, bună seara. Ia zi. Ești șofer? Da, sunt șofer. Așa spun 10 litri de soleacă. Ia zi ceva. Vine cu așa dacă tu te... Nu, eu mă grăbesc, mă duc, mă aștept.
Hai să vedem turnul 10 litri solară, că sunt înghețat, să vezi ce vă încălză. Dar ce unii ai luat ochiul ăsta aici? Scrie și să iei observat. Nimeni n-a spune că... Bine, hai să vedem turnul 10 litri solară. E diesel, de fapt. Dar zici ceva, că lumea se uită, să dăm așa o televiziune întreagă în direct. Nu, azi nu sunt dispoziție. Îmi pare rău de așa drum lung, 10 km numai de... Tu ai stat 10 km în rând? Nu, am stat eu, stă lumea, de fapt. Dar ai văzut 10 km? Eu cu Lehcovușca plec la Germania. Tu ești în Germania? Da. Mai vii înapoi? Dacă asta e greu de răspuns. N-am nicio atracție înapoi. N-ai nicio atracție? Nu, deloc. Familia tot acolo? Toți suntem acolo pe loc. Cum vremurile bune? Zile ceva la ăștia, că ei nu cred că noi... Ei nu cred că... Toți știu care e situația, dar nu vor să o... Cum vă spun? Nu vor să recunoască, nu vor... Să recunoască, corect, da. Asta e. Domnul Vasile, hai eu că... Hai că vinim. Iată, uitați-vă, eu n-am știut pe omul ăsta prima dată, îl văd. În general, îl deschis ușa, am crezut că e un șofer de camion. Din Germania, băiat. N-am cuvinte. Pur și simplu n-am cuvinte. Eu m-am săturat tot... Și aceștia care tot cred în povești cu zmeu. Hai băi să ne trezăm la realitate. Hai să ne trezăm. Eu nu văd o soluție elementară, dar sunt soluții elementare care pot fi luate aici. De ce nimeni nu vrea să fie de partea omului simplu, a antreprenorului, a fermierului, a producătorului? De ce vă bate joc de oamenii ăștia? Eu nu înțeleg. Uitați-vă, omul din Germania nu vrea să vină înapoi, nici nu vrea să audă. Nici nu știu cum îl cheamă, am ușor să mă duc să fac cunoștință. Și uitați-vă acum, scrieți-le mesaje, intrați cât sunteți, 1600 de oameni, intrați la TV8, la jurnal, unii găsiți și spuneți-le, măi, spuneți și cu vama, măi, deși 10 și 12 km, măi, intrați și întrebați-i, că ei cred că noi toți suntem proști. V-am salutat, mă duc mai departe, mă duc să vă și zic și omul. Unirii, frații mei, unirii și jos cotarul de la prut, unica soluție valabilă, în rest îți povești cu zmeul.